Deși Grecia este mai degrabă o destinație de vară, sute de români au ales să-și petreacă Paștele acolo. Nordul Greciei este impresionant, turiștii pot face drumeții pe trasee montane, cascadele și orașele antice sunt extrem de frumoase, iar într-un anumit orășel, să știți, localnicii chiar știu să vorbească limba română. Nordul Greciei este destinația perfectă pentru turiștii care doresc să exploreze peisaje diverse și plaje spectaculoase. Regiunea găzduiește cei mai înalți munți din această țară, iar atracțiile și activitățile uimitoare vor face din vacanță o aventură de neuitat. De exemplu, în spatele meu puteți vedea orașul Metsovo, un oraș care poate să cazeze circa 1000 de turiști și care se află la doar 20 de kilometri de cel mai mare centru de schi din țară. Metsovo este cunoscut drept orașul vlahilor din Grecia, unde foarte mulți locuitori știu să vorbească limba română. Situat pe culmile munților Pindului, la 1200 de metri altitudine, orașul bucură cu priveliști impresionante. Metsovo is famous as a winter destination, but in summer you can do a lot of activities as well. Apart from those that adore skiing, someone can visit Metsovo for its tradition. As everyone can see, it's a really traditional village. People live in the traditional style. You can taste traditional dishes, you can taste its famous wine that comes from, is originated from Metsovo and its winery. You can admire the woodcrafts, you can admire the churches, the roads and everything. Un alt orășel la fel de impresionant este Verghina, acolo unde s-a descoperit locul de mormântare a regilor Macedoniei, inclusiv mormântul lui Filip al II-lea al Macedoniei, tatălui Alexandru cel Mare. Verghina is a very simple village nowadays, but it used to be the core of the ancient Macedonian kingdom, where everything started. We have to visit this museum because people that define history and even civilization during modern times used to live here, and they were buried in this place, and we have buildings connected with Philip, who was father of Alexander the Great, and we know that Alexander the Great was here in order to say farewell to his father and to launch for his excursion to Asia and to conquer the world. O altă destinație căutată de turiști este Edesa, numită și orașul apei, de la cascadele formate pe râul Edeseos, amenajate într-un parc fermecător. Cascadele Edesa, cele pe care le vedeți chiar în spatele meu, reprezintă o altă destinație turistică foarte importantă din nordul Greciei. Acestea sunt pe locul 2 în ceea ce privește înălțimea după cascada Niagara. Anume, în jurul acestor cascade, Alexandru Macedon a format orașul care are același nume. Orașul Edesa a fost unul dintre cele mai importante centre antice grecești datorită resurselor sale naturale și amplasării strategice. În ciuda perioadelor de cucerire, orașul și-a păstrat tradițiile și frumusețea naturală unică.